Președintele american Barack Obama și-a petrecut vacanța de iarnă în Hawaii. Liderul de la Casa Albă a intrat în noul an alături de soția sa și cele două fiice. A mâncat înghețată, a mers cu skijetul și s-a fotografiat cu oamenii de pe stradă. Escapada este însă pe sfârșit, pentru că Barack Obama urmează să se întoarcă la Washington.